Salut, Andrei! Cum ți s-a părut anul 2019? Cum a fost pentru tine odată ce ai revenit la Universitatea Craiova? Nu a fost un an așa bun, pentru că am marcat doar 2 goluri pentru Universitatea Craiova și sper ca anul care va urma să marchez mai mult pentru Craiova. Ai devenit practic nașul câinilor la Severin, iarăși le-ai dat 2 goluri și ai adus bucuria. Cum te-ai simțit atunci când ai marcat? M-am simțit foarte, foarte bine, m-am simțit mândru că pot să ajut echipa. Și cam la cele 3 puncte. Care a fost pentru tine cea mai mare realizare din anul 2019? Campionatul european la Under 21. Referitor tot la campionatul european, ați avut un parcurs extraordinar, tu chiar ai dat și un assist în semifinala cu Germania. Cum a fost momentul respectiv? A fost un moment foarte, foarte grozav, mai ales pentru mine și pentru echipa națională. Mi-a părut rău că ne-am calificat în finala să jucăm cu Spania, dar contează că am ajuns până acolo și am făcut ația români fericiți. Te așteptai să revii la Universitatea Craiova după acest parcurs, după ce ai fost în Rusia, ai fost și la campionatul european? V-am spus când am venit la Universitatea Craiova, am avut mai multe oferte de împrumut să plec de la Krasnodar, dar mi-a fost greu și la Rapid Viena când am fost împrumutat și m-am gândit mai bine să vin aici. Am fost și înainte și știu cum o să fie pentru mine. Consider că e un pas înapoi venirea la Craiova? Nu, pentru mine nu. Eu cred că este un pas înainte. Sper să marchez foarte multe goluri pentru Universitatea Craiova și să câștig un trofeu. Revenind la campionatul european de astă vară, regret că nu ai și înscris. Am avut mai multe șanse de a înscrie și cu Croația și cu Anglia, dar contează că am făcut o figură frumoasă și v-am spus, am făcut ația român fericit. Ce așteptări ai de la noua, atât din punct de vedere personal, cât și la nivel colectiv cu echipa? Aș vrea să câștigăm un trofeu și să înscriu cât mai multe goluri. Cupa sau campionatul? Care crezi că sunt obiectivele pe care echipa noastră le poate atinge în acest sezon? Cupa nu o să fie greu să o câștigăm și campionatul la fel, avem șanse la ambele. Ai participat în 2018 la bucuria echipei. E drept, nu era în tricou Craiovei. Te aștepți ca în 2020 să sărbătorești acum și în echipamentul nostru? Da, ar fi ceva foarte, foarte frumos pentru mine și pentru Universitatea Craiova să câștigăm din nou Cupa României. Va fi greu, dar nu și imposibil. Urmează vacanța de iarnă. Care sunt planurile tale? Cum ai de gând să petreci sărbătorile? O să le petrec cu familia. Cu familia și asta va fi bucuria mea, să stau cu părinții mei și cu sora mea. Ce amintiri ai din copilărie referitor la Crăciun? Credeai în Moș Crăciun? Când eram mai mic, da, credeam în Moș Crăciun, dar pe parcurs părinții mei mi-au spus ce se întâmplă cu Moș Crăciun și Ce ți-a aducea Moș Crăciun atunci și ce ți-aduce acum? acum chiar nu am nevoie de nimica, am tot ce-mi trebuie. Când eram mai mic, mi-aduceau dulciuri, jucării. Dar acum mi-ai scris o scrisoare? Da, i-am scris o scrisoare și sper să marchez foarte multe goluri pentru Universitatea Craiova și să câștigăm un trofeu. Ai trecut acolo în subsolul scrisorii și titlul, hashtag titlul numărul 5? Nu, niciodată. Sperăm, v-am spus, să câștigăm locul întâi cu Universitatea Craiova. Cum ți se pare venirea lui Mirel Rădoi la echipa națională? Tu ai lucrat cu el la campionatul european. Cum crezi că se va impune acum? Eu cred că, după părerea mea, o să se impună domnul Mirel Rădoi. L-am avut la Under 21, știu ce potențial are și o să aibă rezultate la echipa mare. Crezi că printr-o
evoluție bună de-a ta în lunile următoare, februarie, martie, te va putea propulsa din nou la echipa națională, la echipa mare? Dacă o să înscriu și o să am evoluții bune cu Universitatea Craiova, eu cred că o să mă întorc din nou la națională. După acest an, crezi că le sunteți datori suporterilor? Da, suntem datori, foarte datori suporterilor. Toate meciurile acasă le-am, din câte știu, le-am câștigat și în deplasare nu am avut rezultate foarte bune. Ne-au susținut cam peste tot și le mulțumim că vin la toate meciurile. Le faceți o promisiune pentru anul 2020? Nu aș putea să le facem o promisiune, dar să vină la meciul să ne susțină și noi o să dăm totul pe teren. Mulțumim!